Directorul Fondului Afaceri Europene al Voivodinei, Sinișa Lazici, și președintele Consiliului Național Român, Daniel Petrovici, au semnat astăzi un protocol de colaborare și educație referitor la scrierea proiectelor cu scopul atragerii surselor financiare din fondurile IPA și a colaborării transfrontaliere. Printr-o astfel de colaborare și prin interesul României de a păstra identitatea românilor din Voivodina, dorim să realizăm parteneriate cu instituțiile relevante de cealaltă parte a frontierei și sunt sigur că sursele financiare din fondurile IPA vor fi folosite și în Banatul Sârbesc. Președintele Consiliului Național Român, Daniel Petrovici, a menționat că una dintre activitățile care vor fi realizate împreună cu Biroul Afaceri Europene va avea caracter regional. Prin acest acord ni se pun la dispoziție sursele pe care le are această cancelarie și desigur că o să organizăm o vizită împreună prin care dorim să prezentăm activitatea Consiliului Național și activitatea instituțiilor care funcționează aici în Republica Serbia, instituțiilor în primul rând românești și care dorim împreună cu Cancelarea de Afaceri să o prezentăm la Bruxelles. Cu semnarea acestui protocol, ambele părți au definit și următorii pași în activitățile comune. Cu un reportaj mai amplu, revenim în emisiunea Magazin TV.